realitate și totodată un lucru care mă face să mă simt mai aproape de țelul meu suprem. Pregătirea constantă pe care am avut-o în ultimii ani și rezultatele pe care le-am obținut. Să nu renunț niciodată și să nu mă dau bătută. Acum, spre exemplu, sunt mult mai relaxată decât mă așteptam să fiu în perioada aceasta, pentru că mi-am propus să mă bucur de tot, de întreg procesul până la jocuri. Și cred că asta mă ajută să rămân relaxată. Cucerirea unei medalii la Paris mi-ar schimba viața. În primul rând, m-ar împlini sufletește.